O avertizare cod portocaliu de caniculă va fi în vigoare vineri și sâmbătă în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Telorman, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. În aceste zone, valul de căldură se va intensifica. După amiaza se vor înregistra valori termice de 38-40 de grade, iar noaptea nu vor coborî sub 20-22 de grade. Prin urmare, disconfortul termic va fi accentuat. Și pentru că apa potabilă devine din ce în ce mai prețioasă în multe localități, vor fi luate măsuri de restricționare a consumului pentru protejarea resursei și asigurarea apei potabile pe termen mediu și lung. Administrația Națională a Apelor Române a atras atenția că populația ar trebui să folosească rațional resursele de apă, astfel încât acestea să fie suficiente pentru toți beneficiarii, în contextul în care deja 214 localități din țară au serviciul de alimentare cu apă restricționat din cauza secetei și a consumului foarte mare. Din cauza secetei și debitul Dunării la intrarea în țară la Baziaș este în scădere, ajungând astăzi la un debit de 2200 metri cubi pe secundă sub media multianuală a lunii iulie, care este de 5350 metri cubi pe secundă. În aval de porțile de fier, debitele sunt de asemenea în scădere. În acest moment, centrala nucleară Cernavodă poate să funcționeze normal.